Știți de unde vine numele de rozariu? După unii, s-ar putea să vină de la faptul că primii creștini au început să-și facă rozarii din fructe de măceș. Și cum în latină numele familiei din care face parte și acest trandafir sălbatic este Rosa, de aici numele rozariu. Bineînțeles, alții consideră că acest nume vine de fapt de la cununa de roze, de la grădina de roze cu care era împodobită statuia Fecioare Maria, pentru că, așa cum știți, statuia Fecioare Maria se obișnuiește să fie împodobită cu o cunună de roze, cu o cunună de trandafiri, cu o grădină de trandafiri. Și cum în rugăciuni Fecioara Maria este invocată, de aici numele Rozariu.